Gata, gata, s-a tras la poartă. Întâlnire între PNL și Dacian Cioloș astăzi. Domnule Cioloș, noi rămăseserăm ca fraierii la aia cu: a, dar eu n-am treabă cu politica, pentru că vreau să mă ocup exclusiv, dar foarte exclusiv, mega exclusiv, de guvernare. Săptămâna trecută ați spus-o, nu? Ce s-a întâmplat? A, și în weekend parcă ați zis că nu mai are sens să vorbiți despre ce o să se întâmple după decembrie, că mai aveți doar 2 luni de guvernare, parcă așa, nu? Au fost, mi se pare, destul de clar în declarațiile lor că vor discuții cu oameni politici care își pregătesc programele de guvernare. Noi mai avem 2 luni de guvernare, nu văd ce am fi putut discuta despre ceea ce ar urma să se facă după aceea. Păi ce facem? Ne pronunțăm doar când ne convine, șefule? Sau te pomenești că vor fi făcut ăștia farmece, a? Nu, că-i văd în stare. Bușoi ăla întotdeauna mi s-a părut dubios, da? Ia uite-l, nu-i se mișcă un mușchi pe față. Cred că e numai cu descântece și nebunii. Grijă mare, domnul Cioloș. Discuția pe care am avut-o cu primul ministru astăzi, care a fost pe 2 direcții. Una, a vizat compatibilitatea dintre programul de guvernare al Partidului Național Liberal și Platforma România 100. Da, aici aveți mare dreptate, doamna Gorghiu, e foarte corect. Cele 2 fițuici n-au cum să nu fie compatibile. Știți de ce? Pentru că dumneavoastră n-aveți program de guvernare, iar chestia aia domnului Cioloș, România 100, e orice altceva, dar nu program de guvernare. Doamnă, din 2 fițuici care nu sunt programe, n-ai cum să faci un program de guvernare. Poți să faci un program TV, maxim. Mă rog, înțelegem strategia, v-ați luat de pe cap o mare problemă. N-aveați un lider. Urât trebuie să fie pentru un președinte al marelui PNL să știe că n-are nici măcar susținerea membrilor pentru a candida la o funcție. Și apoi mă uitam azi la delegația PNL-ului care a mers la guvern să stea de vorbă cu Cioloș. Gorghiu, Falcă, Bolojan, pe bune? Falcă? Bolojan? Voi l-ați auzit pe Bolojan ăsta vorbind vreodată? Știți ce crede omul despre România, despre viață în general? Că și Iohannis era primarul ok al Sibiului înainte să... Dar ce mai vorbim noi despre PNL? Băieții ăștia n-au găsit un alt copreședinte în locul lui Vasile Blaga, declanșând astfel un război deschis în filiale între pedeliști și liberali. Nici nu vreau să-mi imaginez ce ar fi însemnat să căutați un premier. Doamne, n-ați fi terminat nici până în 2020. Mă rog, să vedem și a doua direcție pe care s-au purtat discuțiile de astăzi. A doua temă de discuții a fost solicitarea Partidului Național Liberal, pe care o veți vedea concretizată astăzi în BPN și supusă votului, de desemnare a candidatului de prim-ministru din partea liberalilor. Iar Dacian Cioloș va fi propunerea pe care astăzi o voi face colegilor mei. Nu mă bag, nu mă bag, lăsați-mă în pace măcar. Și ați acceptat, domnul Cioloș, până la coadă. Așa, într-o pauză de masă, în timp ce cu o mână guvernați și cu cealaltă țineați lingura de ciorbă, nu? Ați dat din cap la propunerea liberalilor. Adică exact ce s-a stabilit acum 6 luni, dacă nu chiar acum 1 an. Haideți, haideți că nu suntem chiar atât de fraieri. Și e foarte bine, v-am mai spus, sunteți un câștig pentru politica românească. Dar haideți să se întâmple totul mai pe față așa, domne. Vă e rușine cu ăștia de la PNL sau ce? Serios, vă întâlniți așa prin băi, pe la guvern? Veniți pe rând la întâlniri, plecați pe rând? Haideți, vă rog, e vremea... Uite, măcar să o țineți de mână pe doamna Alina. A, chiar, acum se va organiza o luptă între Alina și Clotild pentru Dacian?